Toate drumurile duc la Roma, spunea un vechi proverb latin în vremea când Roma era cel mai important oraș al antichității. Capătul lumii impresiona și atunci, dar și acum, prin clădirile colosale, caracteristică care s-a păstrat și în Evul Mediu. De la Coloseum, Panteon, templele păgâne și până la superba bazilica a Sfântului Petru, care tronează mândră în centrul Vaticanului, prin toate Roma își arată măreția. După prima vizită acolo, obișnuiesc să le spun tuturor că Roma e altceva și nu se poate compara cu nimic din ce au văzut până acum și că în niciun caz nu trebuie ratată. În primul rând, Roma nu este un oraș scump dacă știi câteva reguli generale ale turistului cu mai puțin bani. Pentru a vizita Roma în februarie, ne-am luat biletele la o cursă low cost încă din septembrie anul trecut, la prețul de 50 de euro de persoană dus întors. Există însă și prețuri mai mici, dacă sunteți atenți și aveți șansa să le găsiți. Roma are două aeroporturi, Fiumicino și Ciampino. De pe Fiumicino se ia trenul Leonardo da Vinci, pe care îl veți găsi chiar în terminal, până la gara Termini. Vine din oră în oră și face 30 de minute până în gară. Prețul este de 11 euro și este valabil 90 de minute de la validare. Din gara Termini puteți lua metroul spre hotel. Dacă stați câteva zile în Roma, este recomandat să vă cazați într-un hotel aproape de centrul istoric. Noi ne-am cazat foarte aproape de Coloseum, dar și de stația de metrou. De pe Ciampino puteți lua fie autobuzul care pentru 4 euro vă duce la gara Termini în 25 de minute în funcție de trafic, fie un altul care pentru 1 euro și 20 de cenți vă lasă la stația de metrou Anagnina în doar 15 minute. Dacă stați 3 zile la Roma, este bine să vă procurați un tichet de transport în comun pentru 72 de ore în valoare de 18 euro și cu care vă puteți deplasa cu ușurință de la un obiectiv turistic la altul, în cazul în care nu puteți merge foarte mult pe jos. Cazarea am găsit-o pe site-urile de profil. Am mers la sigur pentru că ne-am orientat spre același hotel unde mai fusesem și în urmă cu 5 ani. Pentru 50 de euro pe noapte, în cameră dublă, hotelul Sole e Luna oferă tot confortul necesar, un mic dejun italian destul de bogat cu ceai, cafea sau lapte, cornuri cu gem și fructe, dar și posibilitatea de a ajunge ușor la cele mai importante obiective turistice. Indiferent ce vă doriți să vizitați, e bine să vă faceți rezervare pe internet din timp. Roma este un oraș veșnic aglomerat, iar dacă vă nimeriți și în weekend sau în timpul unei sărbători catolice, aveți șanse să stați cu orele la coada de bilete. O alegere foarte bună este Roma Passul. Luat pentru 3 zile la prețul de 36 de euro, cuprinde intrarea în două muzee la alegere, călătorii nelimitate cu toate mijloacele de transport în comun, dar și anumite reduceri la evenimente culturale. Acest tichet special se poate cumpăra online, dar și de la centrele de informare turistică. La Vatican puteți ajunge ușor coborând la stația de metrou Ottaviano. Vaticanul este cel mai mic stat din lume. Pe o suprafață de 50 de hectare locuiesc peste 550 de cetățeni în frunte cu papa. Muzeele Vaticanului merită cu siguranță vizitate. Pentru prețul de 16 euro de persoană, veți petrece câteva ore în încântătoarele săli cu exponate superbe și grădini romantice. Nu trebuie să fii vreun cunoscător de artă ca să-ți placă aici. Totul este absolut minunat, de la tablouri uriașe pictate de renascentiști celebri ca Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci și Bernini, la tapiserii imense belgiene, statui grecești, sarcofage egiptene și până la Capela Sixtina a lui Michelangelo, piesa de rezistență a muzeului. Aici nu aveți voie să filmați sau să faceți fotografii, dar bineînțeles, imagini există peste tot pe internet. Interesant este că după ce vezi în tot muzeul lucrări uriașe, te aștepți la final ca Sixtina să fie cel puțin la fel de impunătoare. Freșcele lui Michelangelo sunt de fapt niște scene biblice, impecabil realizate. Geneza, Adam și Eva, judecata de apoi, sunt câteva dintre minunățile capelei Sixtine, de altfel un loc chiar mic în comparație cu ce vezi până atunci. Lângă muzeu veți găsi în piața San Pietro biserica cu același nume. Împăratul Constantin a construit această biserică în anul 324, dar pe parcursul Evului Mediu,
Lăcașul de cult a fost intens prădat, încât în 1506 s-a decis reconstruirea completă a bisericii de către arhitectul Bramante. Acestuia i s-au alăturat în timp Rafael, Peruzzi, Sangallo și Michelangelo. Biserica, la care se ajunge urmând via de la Conciliațiune, este făcut pe planul crucii grecești, cruce care a devenit ulterior latină după alte modificări ale naosului. Intrarea în bazilică este gratuită, dar vizitarea domului și a tezaurului costă împreună 10 euro. Bazilica San Pietro este diferită de orice alt lăcaș de cult pe care l-ați văzut vreodată, pentru că e imensă, fiind făcută în acest fel tocmai pentru ca oricine calcă în ea să se simtă insignifiant. Totul e superb aici. De la celebra Pietà lui Michelangelo, capodopera pe care acesta a făcut-o la doar 25 de ani, până la domul impresionant, baldachinul, coloanele, cripta și până la piața cu coloane de afară, totul demonstrează puterea Bisericii Catolice. Domul, de exemplu, proiectat tot de Michelangelo, este considerat cea mai mare construcție zidită de mâna omului în acest fel. După ce ați văzut atâtea minunății, înainte să ajungeți la castelul Sant'Angelo, care e foarte aproape, luați o masă italiană tradițională. Nu în imediată apropiere a obiectivelor turistice, ci pe străduțele lăturalnice, acolo unde prețurile sunt mai mici. Într-o trattorie în care de obicei mănâncă italienii, veți găsi o lasagna cu carne la prețul de 5 euro. Pizza în astfel de trattorii costă între 7 și 10 euro. O bifteca savuroasă, adică ceafă de porc, costă până în 10 euro, iar pastele între 5 și 10 euro în funcție de fel. La toate adăugați și o carafă din vinul casei, care costă aproximativ 4 euro litrul. În Roma puteți mânca liniștiți fructe de mare, fie în paste, fie pe pizza sau în orice alt fel gătite. De obicei, acestea sunt proaspete și în magazinele cu delicatese îți sunt prezentate pe pat de gheață. Desertul îl puteți lua aici sau pe stradă, pentru că la fiecare colț veți găsi o gelaterie. Nu contează dacă preferați aromele de fructe sau pe cele de fistic, ciocolată, nuci, alune sau scorțișoară. Toate sunt foarte bune și costă aproximativ 2 euro o cupă uriașă. Mergeți pe via de la Conciliațiune și veți ajunge ușor la castelul Sant'Angelo. Numele i-a fost dat de Grigore cel Mare în 590, după ce acesta a avut un vis cu Sfântul Mihail, care l-anunța că epidemia de ciumă este pe final. Așa a apărut și statuia din vârful castelului. Castelul Sant'Angelo a fost vreme de 1000 de ani reședință papală. Printr-un pasaj secret, pontifii se puteau retrage de la Vatican chiar aici la castel. În afara priveliștilor impresionante care vă așteaptă pe terasele castelului, în interior veți descoperi colecții de arme și apartamentele papale. Turul costă 10 euro de persoană, 5 euro pentru studenți și gratis pentru copiii sub 18 ani. Treceți podul Sant'Angelo și la câteva străzi distanță veți găsi piața Navona, superbă indiferent de momentul zilei. Pe lângă cafenelele romantice de aici, fântâna celor patru fluvii a lui Bernini se distinge prin grație. Și aici veți vedea, ca peste tot prin Roma, un superb obelisc egiptean care tronează în mijlocul statuii. La alte câteva străzi distanță veți găsi Panteonul, care a fost inițial un templu păgân făcut de Marcus Agrippa. Acesta a devenit ulterior biserică creștină. Împăratul Adrianus a construit Panteonul între 118 și 125. Oculusul permite luminii să pătrundă, dar și conferă stabilitate clădirii. Apa de ploaie care trece nestingherită prin domul spart se scurge în podea prin niște orificii făcute special. Aici se află mormântul lui Rafael, dar și cele ale celor doi regi ai Italiei, Victor Emanuel și fiul său Umberto I. Întreaga clădire este uimitoare, fiind considerată la vremea construirii ei o minune a lumii. Pe frontispiciul de la intrare, Hadrianus, care a refăcut lucrarea comandată de Marcus Agrippa, a pus numele acestuia în semn de cinstire. Fântânii de afară, făcută în 1575, i-a fost adăugat în 1711 obeliscului Ramses al II-lea. Intrarea în Panteon este liberă în fiecare zi a săptămânii.
Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Vino la Lexis Ploiești pentru a învăța repede și bine o limbă străină. Cu o experiență de 20 de ani și recunoaștere internațională prin cursurile de pregătire pentru examenele Trinity și Cambridge, școala Lexis Ploiești oferă cursuri de învățare a limbilor engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă și greacă pentru copii și adulți. Lexis Ploiești, dedicată excelenței. Strada Democrației, numărul 24A, telefon 0244 542 303. De la 1 martie vă așteptăm și la cursurile de limbă italiană. În drumul vostru spre Fontana di Trevi, opriți-vă să admirați superba bazilică Sant'Ignazio di Loyola, cu frumosul său tavan pictat de Andrea Pazzo în tehnica trompe-l'œil, în care era maestru, creând astfel iluzia unui dom prin care se poate vedea cerul. Odată ajunși pe Via del Corso, mai multe indicatoare vă vor conduce negreșit spre Fontana di Trevi, superbă atât ziua cât și noaptea. Augustus a construit apeductul care încă mai aduce apă în fântână, iar grupul statuar în care apare și împăratul roman a fost făcut în stil baroc de Nicola Salvi. Fântâna apare în nenumărate filme, atât italienești cât și internaționale, fiind un loc aglomerat în permanență. Dacă vei arunca o monedă în Fontana di Trevi, se spune că te vei întoarce la Roma. Banii adunați aici ajung întotdeauna pentru scopuri caritabile. Doar anul trecut, de aici a fost strâns peste 1 milion de euro, care, printr-o organizație caritabilă, a ajuns la oamenii nevoiași. Ca din fiecare călătorie și din cea la Roma, poți cumpăra, pentru tine și cei dragi, diverse suveniruri. Italienii se mândresc cu bucătăria lor, așa că nu ar fi o idee rea să cumperi paste, sosuri, măsline și ulei de măsline, limoncello, vinuri și produse de patiserie. Dacă veți evita zonele cu obiective turistice, pe străduțe laterale puteți găsi magneți de frigider și diverse statuete la prețul de 1 euro. Piața din Spania este un loc romantic, unde vei găsi mulți tineri pe treptele ce pleacă din fața bisericii Trinita dei Monti și coboară în fața Barcacii, o fântână arteziană în forma unei bărci care se scufundă, construită de Bernini. De aici pornește Via Condotti, renumită pentru magazinele sale de designer. Indiferent cât de mult vă repugnă semnificația acestui loc, făcut pentru plăcerea de a vedea sângea romanilor din antichitate, Coloseumul trebuie vizitat. Construit între anii 72 și 80, sub împărații Flavius, a fost cunoscut inițial sub numele de Amfiteatrul Flavilor. Cel mai probabil numele de Coloseum a fost împrumutat de la o statuie a lui Nero aflată în apropiere și care era numită Colossus pentru că avea 30 de metri. În anii 80, Coloseumul a fost inaugurat de către împăratul Titus. Celebrarea a durat 100 de zile, timp în care au fost omorâte 5.000 de animale sălbatice. Capacitatea sa era de 50.000 de spectatori care priveau încântați lupte între gladiatori, cum erau omorâte animale sălbatice sau cum erau torturați primii creștini. La parter existau 80 de intrări, dintre care 76 erau pentru romanii de rând. În caz de nevoie, în doar câteva minute, acest stadion antic putea fi evacuat. Biletele, în fapt niște bucăți de ceramică inscripționate, puteau fi lăsate moștenire urmașilor de către fiecare cetățean roman. Băutura și mâncarea erau gratuite, la fel ca și accesul la masacre. Mai mult, pentru ca spectatorii să fie protejați de ploaie sau soare, a fost creat un sistem de protecție numit velarium. Încă se mai văd pe pereții superiori urmele fixării acestuia. În primele rânduri stăteau împăratul și nobilii, iar în ultimele oamenii din clasa de jos și femeile. De-a lungul anilor, Coloseumul a fost distrus de cutremure, dar și de oameni care au luat de aici bucăți de travertin pentru construcții. Podeaua arenei a fost scoasă, așa încât se văd pasajele pentru trecerea gladiatorilor și animalelor.
Intrarea costă în mod normal 12 euro și cuprinde și Colina Palatină și Forumul Roman, dar dacă nu v-ați făcut rezervare online, în loc să stați la coadă cu orele, puteți să vă alăturați unui grup care se formează la intrare și care are și un ghid autorizat. Grupurile au o intrare separată și un bilet ajunge la prețul de 15 euro. Singura problemă este că tot împreună cu grupul trebuie să intrați și la Palatin și asta poate însemna pierdere de timp dacă nu sunteți foarte interesați de Coloseum. Nu este o opțiune nici să așteptați la cozi kilometrice, pentru că în sezonul rece programul de vizitare se încheie la ora 15. Colina Palatină și Forumul Roman sunt obiective interesante, dar dacă nu sunteți avizi de cunoașterea istoriei, nu veți zăbovi foarte mult. Colina Palatină este dealul pe care a apărut nucleul inițial al Romei, în 1940 fiind găsite primele case preistorice de pe vremea lui Romulus. Aici își aveau palatele împărații, din care astăzi nu se mai văd decât urme ale pereților, coloane, terase. Tot aici existau temple, case ale unor persoane importante cum era și Cicero. După ce treceți de grădina Farnese, concepută în secolul XVI pe ruinele palatului lui Tiberius, de pe o terasă înaltă puteți admira nu numai Forumul Roman de jos, ci și Roma până foarte departe. Coborâți scările spre Forumul Roman. Cândva, în urmă cu 3000 de ani, aici a fost o mlaștină, dar după ce au rezolvat acest aspect, romanii au transformat zona în nucleul social al orașului. Temple întregi sau doar coloane ale unor temple, arcuri de triumf ale mai multor împărați, urme de rețele stradale și piețe, dar și o parte din renumitele terme ale lui Caracalla, pot fi admirate și în zilele noastre. Băile lui Caracalla puteau fi folosite de 2000 de persoane în același timp. Cetățenii romani veneau aici nu numai pentru a face baie, ci și pentru a studia în biblioteci și pentru a folosi bordelurile. Se poate vedea foarte clar etajarea, prezentă peste tot în Roma. Peste ruinele unui palat a fost construită o grădină. În locul unui templu a apărut o biserică creștină. Peste tot în Roma veți găsi ruine bine conservate. Cetățenii au înțeles perfect importanța acestor bucăți vechi de piatră și le-au îngrădit corespunzător, chiar dacă apar în cele mai neașteptate locuri, în mijlocul bulevardelor sau în parcuri, pe străzi sau în piețe. Când ieșiți din Forumul Roman spre Piața Veneto, puteți descoperi ușor columna lui Traian, singura vestigie bine conservată din Forumul Împăratului, considerat de contemporani o adevărată minune a lumii. Columna celebrează victoriile împăratului împotriva dacilor. Construită în 113, columna are o înălțime de 30 de metri. La baza ei a fost depusă cenușa împăratului, dar în locul statuii din vârf care îl reprezenta și care s-a pierdut încă din antichitate, astăzi descoperim o statuie a Sfântului Petru. Basoreliefful spiralat de pe exterior povestește în 124 de scene despre dacii cei mândri cuceriți cu greu de romani. O copie a columnei există și în Muzeul Național de Istorie a României. Vis-a-vis de Forumul lui Traian, puteți admira monumentul lui Victor Emanuel, primul rege care a unificat Italia. Aici există două flăcări menținute mereu de soldații care păzesc monumentul. Mai mulți paznici au grijă ca turiștii obosiți să nu stea pe treptele acestui monument și să respecte astfel importanța locului. Acestea sunt doar câteva dintre obiectivele turistice ale Romei, care pot fi vizitate în 3 zile, cu condiția să faceți pauze puține. Există însă și alte locuri superbe, piețe, biserici, parcuri, palate care adăpostesc uimitoare galerii de artă, dar și pentru care ai nevoie de cel puțin o săptămână de colindat. Roma este un loc deosebit, indiferent în ce anotim vii aici. Este însă de evitat vara cu căldurile sale sufocante și cu toate punctele de atracție foarte aglomerate.